Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschidem cuvântul Domnului la întâia carte a Bibliei, Geneza, capitolul 8, versetul 5. Geneza 8:5. Să ascultăm acest verset și apoi să ne rugăm Duhului Sfânt, Domnului Iisus și Tatălui Ceresc, să ne dea pricepere să putem să intrăm în adâncimea Lui. Apele au mers scăzând până în luna a zecea. În luna a zecea, în ziua întâia lunii, s-au văzut vârfurile munților. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, la acest serviciu divin din prima duminică a anului 2010, rugăciunea mea este că, motivați de cuvântul Domnului, să se trezească în noi credință, ca unii care știm că acest dar glorios, credința, vine în urma auzirii cuvântului Sfintelor Scripturi. Și motivați de cuvântul pe care îl vom asculta și care este cuvântul Domnului, nu al omului, să putem apoi să ne apropiem de Domnul în actul sfânt al ungerii cu un de lemn, al rugăciunii, al punerii mâinilor, știind că Domnul nostru ce a promis va împlini cu fiecare dintre noi. Aș vrea să vă asigur că Dumnezeu lucrează. Avem atâtea dovezi aici, în Biserica Emanuel, și avem dovezi de departe. Nu de mult am fost notificat de această persoană care mi-a spus: am ajuns într-o stare de depresie profundă. Am fost la medic, m-a pus pe medicamente de depresie și în loc să-mi facă bine, mi-au făcut mai rău. Așa că, după toate încurajările soțului, după toate încurajările prietenilor și a familiei, concluzia la care am ajuns a fost să-mi iau viața. Și fiindcă locuiesc aproape de ocean, și n-am să vă spun unde, m-am dus ca să mă arunc în valurile oceanului și să mă înnec. Nu știu să înot, iar dacă locuiesc aproape de ocean. În seara aceea, noaptea aceea, când m-am dus să mă sinucid, era prima duminică din an, am stat cu soțul și cu familia și am ascultat cuvântul lui Dumnezeu din Biserica Emanuel. Am stat până la capăt, am auzit și rugăciunile. Și totuși, cu mine nimic nu s-a întâmplat. Apoi m-am scuzat după terminarea serviciului divin către soțul și am spus: eu trebuie să ies până afară. Și m-am dus la ocean să mă arunc în apă. Și m-am aruncat în apă. Când primul val m-a luat și a început să mă ducă înspre larg, am auzit așa cum s-a vorbit în timpul predicii: glasul dumneavoastră. Și glasul acela, am înțeles că e glasul lui Dumnezeu pentru mine. Mi-a vorbit și mi-a zis: să nu te sperii, întoarce-te, încearcă să te întorci către mal și eu te voi pune pe mal. M-am zbătut eu cum am știut și cumva m-am întors cu fața înspre mal. Am simțit cum, parcă dedesubt, o mână nevăzută m-a ridicat, m-a ținut deasupra apei și m-a dus până pe mal. Apoi Dumnezeu îmi vorbea prin glasul dumneavoastră și mi-a zis:
să nu-ți faci niciun rău. Pentru că ceea ce eu am făgăduit să fac bine, mă țin de cuvânt. Și v-am trimis mesajul acesta să vă spun că de 2 ani de zile nu mai am nicio depresie și casa mea este o casă fericită. Dumnezeu lucrează. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu glorios. Un Dumnezeu de care te poți apropia. De pola hainei căruia te poți atinge. Ca să-ți facă bine, să te ridice, să te vindece. În pasajul pe care l-am citit, ne ducem cu gândul la timpuri străvechi. Suntem în timpul potopului lui Noe, așa cunoscut în istorie, este potopul Domnului. Tot pământul este acoperit de ape. Tot pământul a fost inundat. Tot pământul a fost devastat. Și în pasajul pe care l-am citit, spune că după multe zile de pământ acoperit cu ape, apele au început să scadă. Și în luna a 10-a, în ziua 1-a a lunii, s-au văzut vârfurile munților. Cei ce studiază îndeaproape cuvântul Domnului vor putea să descopere acest adevăr pe care dumneavoastră îl știți, am să-l reamintesc. Evreii folosesc 2 calendare după care își desfășoară viața civilă și viața religioasă. Au un calendar civil și au un calendar religios. După ieșirea lor din Egipt, evreii au început să numere zilele după calendarul religios. Dacă vă uitați în Exod 12:1, 13:3-4, Deuteronom 16:1. Astfel, frașii și surori, doamnelor și domnilor, luna a 10-a din pasajul nostru a devenit luna 1-a, numită Nisan sau Abib. De ce e surprinzător pentru noi? Corabia lui Noe s-a oprit pe muntele Ararat, de unde s-au văzut munții, la 1 ianuarie al noului an. Pentru o edificare mai bună, o să punem pe ecran, uitați care este calendarul ebraic, Nisan sau Abib corespunde martie-aprilie, Zif sau Iar, aprilie-mai. Iar dacă vă uitați la luna a 10-a, este Tebet, corespunde cu ianuarie-februarie. Ianuarie-februarie. Pentru că sunt mișcări în calendarul ebraic datorită sărbătorilor și a zilelor mari, dacă vă uitați în Ioan 19:30, spune că din pricina faptului că s-a apropiat sabatul, s-a apropiat sărbătoarea și sabatul acela, ziua aceea era o zi mare, când vedem această expresie în Noul Testament, trebuie să înțelegem că este o expresie ebraică și când spune o zi mare, însemnează o zi dublă, De 3 ori pe an ei aveau sabatul dublu. De aceea Iisus Hristos a stat în mormânt 3 zile și 3 nopți. Aveau o zi dublă, sabatul era dublu, ca să poată să săvârșească toate sărbătorile. Și datorită acestor mișcări în zilele mari, corespondentul este ianuarie, februarie sau martie, aprilie, însă, după calculele istorice și calendaristice și astronomice, Noe, după cum spune aici, s-a oprit pe muntele Ararat în 1 ianuarie și la 1 ianuarie s-au văzut munții. Când am descoperit lucrul acesta, inima mea s-a umplut de bucurie pentru că, ca și Noe, noi suntem devastați cu tot felul de probleme. Ca și Noe, au năvălit peste noi tot felul de ape. Ca și în cazul lui Noe, totul parcă este acoperit în jurul nostru. Însă, frați și surori, doamnelor și domnilor,
Am o veste mare pentru dumneavoastră toți, pentru mine și casa mea, pentru fiecare care mă ascultă, inclusiv pentru dumneavoastră de la internet, am o veste mare. Încă de la începutul anului se văd vârful munților. Se văd vârfurile munților. Ce însemnează aceasta? Însemnează exact ceea ce este în inima ta și în inima mea, în inima celor care doresc binele, și anume, este o dorință în noi, în toți, în încercări, în probleme, în dificultăți, în crize, în lipsuri, în nevoi. Este o dorință exprimată de David, atât de plastic și în cuvinte atât de profunde, în Psalmul 61 cu versetul 2, care spune așa: du-mă pe stânca, pe muntele, pe care nu-l pot ajunge, pentru că este cum? Prea înalt pentru mine. Ei, vestea bună pe care o am este că această dorință este realizabilă. Se văd vârfurile munților. Se văd vârfurile munților, frați și surori. Se vede stânca pe care Dumnezeu te duce în anul acesta. Se vede stânca pe care Dumnezeu te pune. Muntele pe care Dumnezeu te așează. Muntele binecuvântării tale. Acesta este și titlul mesajului meu. Se văd vârfurile munților. Se văd vârfurile munților. Care munți? Care munți? Cel puțin 5 munți voi enumera. Primul este muntele promisiunilor divine. Muntele promisiunilor divine. Sfântul Apostol Petru spunea în 2 Petru 1 cu 4: El ne-a dat făgăduințele lui nespus de mare și scumpe. El ne-a dat promisiunile lui nespus de mare și scumpe. Și știți acest cuvânt și știm acest cuvânt. 2 Corinteni 1 cu 20, cuvântul Domnului spune că toate făgăduințele lui, toate promisiunile lui sunt da. Și primul munte care se vede la acest început de an, 2010, primul munte care se vede pentru tine în această seară, în această zi, chiar dacă totul este apă, chiar dacă totul este acoperit în jurul tău, chiar dacă totul este devastat, chiar dacă totul este tulbur, primul munte care se vede este muntele promisiunilor divine. Dumnezeu a promis și să ține de cuvânt. Să uite-te la trei promisiuni speciale. Prima, promisiunea prezenței Lui. Matei 28 cu 20, Deuteronom 11 cu 12, cuvântul Domnului spune că El merge cu noi în fiecare zi. Este cu noi în fiecare zi. Este această promisiune. Și dacă ai început anul cu frică, și dacă ai început anul cu această teamă, nu știu, nu știu, oare, aș vrea să spun, se vede vârful muntelui, muntele pe care încă n-ai ajuns, binecuvântarea pe care încă n-ai pus mâna, locul unde Dumnezeu încă nu te-a dus și te-a așezat. Anul acesta este anul îndurării lui Dumnezeu. Promisiunea Lui de a merge cu tine este o promisiune reală. Dumnezeu se ține de cuvânt. Protecția Lui, Psalmul 91, versetele 1 la 15. A promis Dumnezeu și să ține de cuvânt că cei care Îl iubesc și cheamă numele Lui, așa cum spuneam și în serviciul de dimineață, la închinarea de dimineață, și cheamă numele Lui, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea Îl voi izbăvi. Când mă va chema, Îi voi răspunde. Voi fi cu El în strâmtorare. Cu tine, cu mine, cu casa ta, cu casa mea, cu tine de departe. Să văd vârfurile munților, muntele promisiunii lui Dumnezeu, promisiunea prezenței, promisiunea protecției, promisiunea proviziei divine. Psalmul 87 cu 7, cuvântul Domnului spune: toate izvoarele mele sunt în tine. Toate izvoarele mele sunt în tine. Într-o lume care este tulbure, într-o lume care tremură, într-o lume care nu știe oare ce se întâmplă și nu știm ce se întâmplă cu economia lumii, cu economia Americii, cu economia României, cu economia Europei, nu știm ce se întâmplă. Dar eu știu un lucru, că toate izvoarele noastre, toate binecuvântările noastre sunt în Cel ce dă toate lucrurile, este Iisus Hristos, Domnul nostru. Toate izvoarele mele, toate izvoarele noastre sunt în tine. Aceasta trebuie să o mărturisești tu de fiecare dată, să o mărturisesc eu în fiecare zi. Doamne, în ziua de astăzi ești cu mine, în ziua de astăzi am protecția ta, în ziua de astăzi am pâine, Dumnezeule, în ziua de astăzi am sănătate, în ziua de astăzi am inima liniștită, în ziua de astăzi am mintea limpede, în ziua de astăzi mă rezem pe făgăduințele tale care sunt da. Se vede vârful munților. Se vede. De ce te poți apropia de Domnul? Mă pot apropia de Domnul. Primul munte pe care încă n-ai ajuns, prima rugăciune pe care ai făcut-o ca David în Psalmul 61 cu versetul 2, du-mă pe stânca, du-mă pe muntele pe care încă n-am putut să urc, este un Everest pentru mine, este cel mai înalt, n-am putut încă să-l ating, n-am prins binecuvântarea aceasta.
Dumnezeu a spus, dacă se vede, este al tău. Este al tău. Este pentru tine. Promisiunea aceasta este pentru tine. În al doilea rând, al doilea munte, sunt munții posibilităților spirituale. Munții posibilităților spirituale. Care sunt posibilitățile spirituale? Care munți sunt pus în fața ta din această perspectivă? Am să-ți enumer câteva. Prima posibilitate este dreptul să devii fiu. Ioan 1:12. Dar tuturor celor ce cred în numele Lui, li s-a dat dreptul să se numească copiii ai Lui Dumnezeu. Prima posibilitate pentru tine, dacă vrei îndurările Lui Dumnezeu, dacă vrei să fii pe acest munte, dacă vrei să stai pe muntele Sfințeniei Lui Dumnezeu, este dreptul, posibilitatea de a fi fiu. Și nu este mângâiere mai mare decât să te chem fiul lui Dumnezeu. Observați dumneavoastră în lumea în care noi trăim, când vorbim despre oameni, când vorbim despre cineva și când cineva este prezentat, dar al cui fiu este? Și dacă este din familie celebră, avem un o. Aș vrea să spun o familie celebră, este familia lui Dumnezeu. Este familia lui Dumnezeu și muntele posibilității spirituale puse în fața ta și puse în fața mea, care este al tău în anul acesta, este posibilitatea, dreptul de a deveni fiul al lui Dumnezeu. Apoi este posibilitatea de a avea un caracter nou, 2 Corinteni 5:17. Poate te-ai luptat să te reformezi, să te transformi, te-ai dus la tot felul de centre, ai luat tot felul de lecții, ai citit și ai făcut tot felul de cursuri, te-ai angajat la tot felul de programe ca să te schimbe, să te transforme. Îți spun eu muntele pe care să te urci. Sunt munții posibilităților spirituale și una din aceste posibilități este aceea de a avea un caracter nou în anul acesta. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, toate cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi. Puterea lui Iisus Hristos este o putere de înnoire. Te înnoiește spălându-te în sângele lui cel Sfânt ca să-ți curețe păcatul. Te înnoiește coborând pe Duhul Său cel Sfânt în tine și lângă tine și pentru tine ca să te facă o făptură nouă, cu caracter nou, umplându-te de prezența Lui ca să ai o roadă nouă în tine. Munte glorios! Munte glorios! Apoi este dreptul la minunile Lui. Marcu 16:16-20. Care sunt posibilitățile spirituale? Ai posibilitatea să beneficiezi de minunile lui Dumnezeu. Lumea nu are acest privilegiu. Tu, ca și fiul de Dumnezeu, ca fiica lui Hristos, ai dreptul acesta. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Pe cei ce nu cred, nu îi însoțesc. Aș vrea să știi lucrul acesta. Dacă te duci în biserici unde se spune lucrurile acestea s-au întâmplat pe vremea apostolilor, pentru că numai atunci aveau nevoie, dă-mi voie să te întreb, aveau apostolii nevoie de mâncare? Aveau? Și noi avem nevoie de mâncare. Aveau apostolii nevoie să fie prezent Iisus cu ei? Și noi avem nevoie. Aveau apostolii nevoie de sănătate? Și noi avem nevoie de sănătate. Aveau apostolii nevoie să fie plini de Duhul Sfânt? Și noi avem nevoie. Aveau apostolii nevoie să fie vindecați de Dumnezeu? Și noi avem nevoie. Nu este așa? Dumnezeul nostru este același ieri, azi și în veci. De aceea, pentru tine și pentru mine, este această posibilitate, dreptul la minunile Lui. Apoi, potrivit Ioan 1:42, este dreptul de a fi făcut de El, de a fi transformat de El, de a fi în sfârșit așezat de El. Când Domnul s-a uitat la Petru, i-a spus aceste cuvinte: tu ești Chifa, dar de aici încolo te vei chema Petru, stâncă, piatră, rocă. Când Domnul se uită la tine și când Domnul se uită la mine, și când tu te uiți la tine, în dreptul tău, și spui, eu sunt un om slab, eu sunt un om nepriceput, eu sunt un om nestatornic, eu sunt. Dumnezeu se uită la tine și spune, dacă ai văzut și vezi promisiunile lui Dumnezeu în fața ta, posibilitățile pe care El le-a deschis pentru tine, așa cum l-am făcut pe Chifa, o stâncă, o rocă, te fac și pe tine. N-ai să mai șovăiești, n-ai să mai plângi, n-ai să te mai plângi, n-ai să mai fii ce ai fost, n-ai să fii un înfrânt. De aici încolo am să te fac un pilon în biserica lui Dumnezeu, un reper în biserica lui Hristos. Crezi tu lucrul acesta? Este pentru tine. Este pentru tine. Apoi este posibilitatea de a putea totul în Hristos. Filipeni 4:13, dreptul de a putea totul în Hristos. Apostolul Pavel, întemnițatul, bătutul, acela care a fost atât de neînțeles de semenii lui
Și omul care a trecut prin atâtea lucruri, așa cum știm istoria lui, este în final omul care și în închisoare spune: pot totul în Hristos care mă întărește. Ai dreptul acesta, ai posibilitatea aceasta, cineva mă iubește. Nu vă spun cine. Ai posibilitatea aceasta, ai dreptul acesta. Munții posibilităților spirituale. Al treilea munte, munții privilegiilor creștine. Se văd munții privilegiilor creștine. Și ce privilegii a rezervat Dumnezeu pentru tine acum de la începutul anului? Ce privilegii? Am să enumăr pe scurt 5 dintre ele. Primul privilegiu: părtășie cu Tatăl și cu Iisus și, bineînțeles, și cu Duhul Sfânt. 1 Ioan 1:3. Dar părtășia noastră, spune Apostolul Ioan, este cu Tatăl și cu Hristosul Său. Să ai părtășie cu Dumnezeu e un privilegiu glorios. Vă spuneam la 1 ianuarie, nu observați dumneavoastră această tendință a oamenilor de a intra în lumea spirituală, de a cerceta în lumea spirituală? Dar pentru că cercetează fără Evanghelie, fără Scriptură, fără îndrumarea Bisericii, fără cuvântul revelat al lui Dumnezeu, o nimez rău, pentru că nimeresc în lumea spirituală negativă, cea rea, a celui rău, a diavolului, a îngerilor căzuți, a demonilor, a dracilor. Tu ai posibilitatea să ai părtășie reală cu Dumnezeu. Aș vrea să spun un lucru. Cu Dumnezeu se poate vorbi. Cu Dumnezeu se poate vorbi. Când stai în pat, poți vorbi cu El. Când ești în mașină, poți vorbi cu El. Când ești pe genunchi, poți vorbi cu El. Când ești la lucru, poți vorbi cu El. Când ești la școală, poți vorbi cu El. Te poți sfătui cu El. Și El vorbește, El îți vorbește în conștiință. El îți vorbește audibil dacă trebuie să-ți vorbească. El are posibilități infinite, pentru că Dumnezeul nostru vorbește oamenilor când într-un fel, când într-altul. Tu ai acest privilegiu al părtășiei creștine, pe care nu-l are lumea de afară. O părtășie cu Dumnezeu, o părtășie cu Duhul Sfânt, o părtășie cu Hristos. Apoi ai privilegiu să fii templul Duhului Sfânt. 1 Corinteni 6:19. Templul Duhului Sfânt. Ai privilegiul acesta, potrivit 2 Corinteni 6:1, să fii lucrător împreună cu Dumnezeu. Ai privilegiul acesta, dragul meu, să fii o școală a înțelepciunii divine, potrivit 1 Petru 1:12, o școală a înțelepciunii divine, unde, aduceți-vă aminte, mie îmi place să spun lucrul acesta, în care spune: îngerii lui Dumnezeu doresc să privească și să învețe înțelepciunea lui Dumnezeu prin biserică. Dar imaginează-ți tu cât de puternici sunt îngerii care au rămas fidei lui Dumnezeu după răzmerița lui Lucifer. Imaginează-ți lucrul acesta. Cât de inteligenți, cât de puternici, și totuși în inteligența lor și în puternicia lor, ei coboară în biserică ca să învețe înțelepciunea lui Dumnezeu mai mare prin biserică. Nu este acest un privilegiu? Să înveți tu un înger? Să învățăm noi un înger? De ce în biserica lui Dumnezeu trebuie să fie ordine? De ce în biserica lui Dumnezeu trebuie să strălucească cuvântul lui Dumnezeu? De ce în biserica lui Dumnezeu, Dumnezeu trebuie să rămână Dumnezeu? Și nu planurile noastre, și nu gândurile noastre, și nu tradițiile noastre, și nu obiceiurile noastre. Mare privilegiu. Privilegiu să fim o mărturie sfântă pentru lume, îngeri și oameni, spune Apostolul Pavel, 1 Corinteni 4:9, 6:1-3, 2 Corinteni 3:2-3. Un privilegiu, o priveliște. Lumea se uită la noi, pentru că vor să-L descopere pe Dumnezeu prin noi. Munții privilegiilor creștine. Apoi cel de-al patrulea munte este muntele oportunităților neexplorate încă. Oportunități neexplorate încă. Poate că până acum ai fost un înfrânt. Poate că până acum ai vorbit sufletul tău și ai spus: nu pot, nu pot. Nu pot și nu pot. Nu se poate. În această seară aș vrea să sugerez să te urci cu Dumnezeu pe muntele acesta, pe muntele oportunităților neexplorate de tine încă.
În Psalmul 42, versetul 5 și 11, autorul acestui psalm spune așa: în depresie, în necaz, în abandon, în această experiență prin care îi se părea că Dumnezeu nu mai vorbește cu el și lumea de afară îl ridiculiza și îi spunea: unde este Dumnezeul tău? Autorul acestui psalm a descoperit ceva interesant. A început să vorbească cu sufletul lui. Și în Psalmul 42, versetul 5 și versetul 11, el așa vorbește cu sufletul lui: pentru ce gemi, suflete, în lăuntrul meu, și plângi, ești amărât? Pentru ce? Nădăjduiește în Dumnezeu, că ceară-și îl vei lăuda. Dacă n-a avut cine să stea lângă el să-l îmbărbăteze, dacă n-a avut cine să-l ridice, și este bine să ai pe cineva la necaz, este bine să ai pe cineva în depresie, este bine să ai pe cineva în durere, este bine să ai pe cineva, să nu fii în singurătate, să se roage, să-ți poarte poverea, să povara, să plângă cu tine, să plângă cu mine. Dar dacă n-ai pe nimeni, îți aminte, ai prezența lui Dumnezeu, ai prezența lui Dumnezeu, dar te ai pe tine. Și dacă ești copilul lui Dumnezeu, ai această posibilitate imensă, enormă, să explorezi ce n-ai explorat până acum, să vorbești cu sufletul tău. Dar nu să vorbești cu sufletul tău: am să mă duc și am să fac rău, am să mă duc și am să înșel, am să mă duc și am să șmecheresc, am să mă duc și am să fac ce face lumea. Nu, să vorbești cu sufletul tău și să-i spui sufletului tău: nădăjduiește în Dumnezeu. Problema ta se rezolvă, necazul tău se rezolvă, durerea ta se rezolvă, chinul tău se rezolvă, relațiile tale se rezolve, criza ta se rezolvă. Dumnezeul pe care eu îl cunosc este un făcător de minuni. Dumnezeul pe care eu îl cunosc este acela care a spus: cheamă-mă și îți voi răspunde. Nădăjduiește în Domnul. Vorbește aur sufletului tău, ca și Iov, Iov 23:10. Și dacă m-ar încerca, spune el, și dacă m-ar trece prin foc, aș ieși aur curat. De ce n-ai vorbi aur? Să explorezi această realitate despre tine. Vorbește slujire sufletului tău în această, la acest început de an. Ca și Iosua în 24:15, Iosua: cât despre mine, cât despre mine, eu și casa mea. Nu te uita la ce face altul sau altul. Nu te uita la familia cu tare sau la familia cu tare, la biserica cu tare sau la biserica cu tare, nici la păstorul cu tare, nici la păstorul cu tare. Cât despre mine, eu și casa mea. Ea vorbește cu tine în felul acesta. Posibilități neexplorate până acum. Lucruri pe care poate nu le-ai făcut până acum. Propune-ți lucrul acesta. E un munte glorios în fața ta. Vorbește curaj sufletului tău și inimii tale, conștiinței tale, ca și David în fața lui Goliat, 1 Samuel 17:47. Tu vii la mine și blamezi numele Dumnezeului lui Israel. Eu vin la tine în numele Dumnezeului acesta pe care tu îl blamezi. Nu vin la tine în virtutea înălțimii mari pe care o am, a poziției înalte pe care o am. Nu, vin la tine în numele lui Dumnezeu. S-a încurajat. Și apoi nu există, când te încurajezi, când vorbești cu sufletul tău în felul acesta, nu există, frașesturilor, doamnelor și domnilor, munte care să nu poată să fie cucerit, Goliat care să nu poată să fie înfrânt. Nu există. Nu există. Și în final, muntele speranței revenirii Domnului. Poate anul acesta este, nu? Poate anul acesta este. Noi avem speranța că Domnul nostru vine. Și haideți să vă dau niște exemple simple. Unde se vede venirea Domnului? Unde se vede venirea Domnului? Cu cât întunericul în lume este mai mare, cu atât mai mult apropierea luminii lui este mai tare. Este adevărul. Cu cât leii de lângă tine sunt mai sălbatici și vor să te rupă, ca și pe Daniel în groapă, cu atât prezența lui este mai reală ca să le închidă gura. Crezi lucrul acesta? Tu trebuie să înțelegi aceasta. Cu atât prezența lui este mai reală ca să le închidă gura. Cu cât focul dezlănțuit împotriva ta și împotriva bisericii în lume, de-a lungul lumii, uite-te mondial acum, uite-te la nivel mondial. Pentru că acesta este argumentul venirii Domnului. Când te uiți la evenimente din perspectivă mondială, cu cât
Mai mult, biserica este ignorată și îi se întoarce spatele. Și focul împotriva ei este dezlănțuit mai tare, cu atât mai reală este prezența lui ca să stingă focul să nu te ardă. Venirea lui este aproape. Este așa de aproape. Este un munte înalt, muntele speranței revenirii Domnului. Dar vei zice, pastore, ce mi-ai spus este pentru mine? Da, este pentru tine. Și ca să fie pentru tine, munții aceștia, să se vadă pentru tine vârfurile acestea, să fie pentru tine ca pentru Noe, îți trebuie trei lucruri în concluzie. Trei lucruri. Primul lucru, ca să poți să te urci pe vârful care se vede în fața ta, tu trebuie să fii în corabie. Tu trebuie să fii în corabie. Dacă ești afara corabiei, nu poți intra în posesia acestor munți. Dacă ești în afara bisericii, nu poți intra în posesia binecuvântărilor lui Dumnezeu. Pentru că nu poți să-L înșeli pe Dumnezeu. Nu poți. Nu poți veni în casa lui Dumnezeu și să spui, Doamne, binecuvântă-mă și pe mine și după ce Dumnezeu te-a binecuvântat, te-a vindecat sau ți-a făcut, ți-a rezolvat criza, să te duci înapoi să păcătuiești. Nu poți. Dumnezeu nu face lucrul acesta. Vă spuneam de multă vreme, cu ani în urmă, am să vă readuc aminte. În timpul unei evanghelizări pe care am făcut-o în Chicago, am predicat în fiecare seară timp de 7 zile. După a doua zi, motivați de cuvântul Domnului, frații și surorile au început să vină la rugăciune, să iasă în față la rugăciune. Am făcut ungeri cu un de lemn și Dumnezeu a început să lucreze. Și vedeți, dumneavoastră, când lucrează, Dumnezeu vestea se duce repede. Și undeva prin a cincea seară, la sfârșitul serviciului divin, după ce mă rugasem deja pentru cei ce au ieșit în față la rugăciune, a venit acest frate la mine cu un domn asiatic. Și a zis, frate Gog, noi am rămas la urmă pentru că vrem să vă rugați special pentru dânsul. Și am întins mâna să dau mâna cu el și să îi spun că mă bucur că a venit să ne rugăm lui și să stau puțin de vorbă cu el. Și atunci când am întins mâna, mi-am dat seama că el este orb și nu mă vede. Pentru că eu am întins mâna și el n-a schițat niciun gest. Și frate mi-a spus, dânsul este orb. A fost pătimaș de alcool, nemai având bani ca să se ducă să-și cumpere alcool, într-o zi, cu câteva luni în urmă, cu un coleg de-a lui de serviciu, acolo unde lucrau, au dat peste niște sticle de alcool metilic. Știți dumneavoastră, acela care dizolvi vopsele și plasticuri. Este toxic. Și-au băut amândoi o sticlă de alcool metilic. Colegul lui a murit. El a scăpat de moarte, dar a orbit. Am rămas profund mișcat în sufletul meu și în duhul meu de situația lui. L-am întrebat și am zis, tu de ce ai venit în seara aceasta aici? Și el mi-a zis, pastore, un prieten de-al meu a venit și mi-a spus aseară, după serviciul de ieri, despre 2 minuni divine pe care le-a văzut în biserică, vindecări divine. Și am venit să mă vindec și pe mine. Am încercat să-i explic că noi nu vindecăm, vindecă Hristos. Noi ne rugăm, noi îl credem pe Domnul Iisus Hristos. Și am zis, uite, am să mă rog și cu tine. Și Iisus care a vindecat el poate să vindece și astăzi. Dar apoi, Duhul Domnului nu m-a lăsat în pace. Și am simțit în conștiința mea că îmi spune, întreabă-l ce face după ce îl vindec. Și atunci l-am întrebat și am zis, am o întrebare înainte de a începe să mă rog.
Dacă Domnul te vindecă, Mântuitorul Iisus Hristos te vindecă în seara aceasta, care va fi primul lucru pe care îl vei face tu după ce El te vindecă? S-a uitat așa pierdut, pentru că nu putea să știe unde sunt eu, nu, dacă nu mă vedea. A zis, domnule pastor, dacă mă vindecă Hristos în seara aceasta, primul lucru pe care îl fac, în seara aceasta mă duc la un film pornografic. Este atâta știa el. I-am zis atunci, domnul meu, trebuie să-ți spun, Iisus nu te vindecă. Iisus nu te vindecă. Ca să poți să intri în posesia munților care se văd în fața ta, primul lucru de care ai nevoie este să stai în corabie. Să stai în biserică. Al doilea lucru de care ai nevoie, tu însuți trebuie să fii pe munte. Corabia s-a oprit pe muntele Ararat. Și Ararat, în terminologie ebraică, frați și surori, doamnelor și domnilor, însemnează loc sfânt. Ararat însemnează loc sfânt. Tu trebuie să stai în locuri sfinte, să umbli în locuri sfinte, să cauți locuri sfinte. Și cu Dumnezeu poți sfinți orice loc pe care calcă piciorul tău, dar unde intră Dumnezeu împreună cu tine. Și cred că știi ce spun, cred că înțelegi ce spun. Tu însuți trebuie să fii pe munte, pe Ararat, pe muntele Sfințeniei Domnului. Pe muntele Sfințeniei Domnului. Dumnezeu nu intră în discotecă și nu intră în bar. Dumnezeu nu intră acolo unde se blastemă numele Lui și unde se folosește în deșert numele Lui. Vreau să știi lucrul acesta. Trebuie să stai pe Ararat. Și apoi este cel de-al treilea lucru. Dacă ești în vale, cumva astăzi, vorbește Duhului tău. Vorbește Duhului tău și spune, pentru ce gemi în lăuntru meu, suflete? Pentru ce? Nădăjduiește în Domnul. Muntele numai de pe munte se vede bine. Un alt vârf de munte numai de pe un alt vârf de munte se vede bine. Crezi lucrul acesta? Trebuie să-ți ridici sufletul și trebuie să vorbești sufletului tău așa cum a vorbit autorul Psalmului 42. Și Dumnezeu, care ți-a promis că îți face bine, Dumnezeu care ți-a promis că te binecuvântă, este Dumnezeul care te ridică, este Dumnezeul care te vindecă. Te vindecă și te eliberează de patimile tale, îți rupe lanțurile robiei în care ești încătușat. Dumnezeu pune în fața ta privilegii imense pe care nici nu le-ai explorat până acum și îți dă binecuvântarea aceasta să vezi muntele, dar să te și urci pe el, nu numai să-l vezi. Suntem la începutul anului, suntem în luna ianuarie, prima duminică din luna ianuarie. Noe s-a oprit pe munte în prima zi a lui ianuarie. Și ce bine este că din ianuarie să se vadă vârful munților. Rugăciunea ta așa mea trebuie să fie, Doamne, du-mă pe stânca pe care încă n-am ajuns. Du-mă pe muntele pe care încă n-am ajuns. Muntele acesta este vindecare divină. Muntele acesta este familia. Muntele acesta este căsătoria. Muntele acesta este finanțele. Muntele acesta este business-ul. Muntele acesta este școala. Muntele acesta este soțul necredincios. Este soția necredincioasă. Muntele acesta, tu știi, știi vârful acesta. Aș vrea să spun, se văd vârfurile munților și munții sunt ai noștri. Dar stai în corabie, stai pe Arafat, stai în locuri sfinte și locul acesta este un loc sfânt. Este casa lui Dumnezeu, este locul unde este prezent Dumnezeu, este locul unde te binecuvintează Dumnezeu.